Tragedia s-a produs în jurul orei 6:30 de minute pe DN2B la ieșirea din localitatea Cilibia. O autoutilitară condusă de un bărbat de 23 de ani din județul Vâlcea a intrat într-un autocamion ce se deplasa în aceeași direcție. Impactul a fost atât de violent încât cabina autoutilitarei a fost zdrobită. Rănile suferite atât de șoferul dubei cât și de pasagerul acestuia, un tânăr de 17 ani din Vâlcea, au fost atât de grave încât nu s-a mai putut face nimic pentru ei. O autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 23 de ani din Vâlcea, care se deplasa pe direcția Buzău către Brăila, a intrat în coliziune cu un autocamion condus în aceeași direcție de un bărbat din Prahova. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului autoutilitarei, precum și a unui pasager. Șoferul camionului, un bărbat de 37 de ani din Ploiești, n-a mai putut evita impactul, întrucât dubița condusă de tânărul din Vâlcea a lovit cu putere din spate mașina de mare tonaj. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de mers mai bine de o oră, până când polițiștii au terminat cercetarea dinamicii accidentului. O altă tragedie soldată cu decesul unei tinere de 18 ani din Râmnicu Sărat s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă în localitatea Fotin din comuna Râmnicelu. Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit că o tânără în vârstă de 18 ani din Râmnicu Sărat a condus un autoturism pe direcția Râmnicu Sărat către Puiești, iar într-o curbă la stânga a ieșit în afara părții carosabile, intrând în coliziune cu un stâlp. În urma impactului a rezultat decesul acesteia. În cauză s-a întocmit dosar penal și polițiștii continuă verificările. Tot sâmbătă, o șoferiță de 19 ani din Vintilă Vodă, care circula din direcția Mărăcineni către Buzău pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, autoturismul răsturnându-se în zona rondului de la Orizont. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Un alt accident produs sâmbătă s-a soldat cu rănirea a 5 persoane. Evenimentul rutier s-a produs pe DN2E85 aproape de ora 1, în zona unei benzinării ce se află la ieșirea din Buzău spre Ploiești. În accident au fost implicate două autoturisme, 5 persoane fiind rănite grav. Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani din Ilfov ar fi fost acroșat de o altă mașină în momentul în care efectua un viraj stânga din stația Peco spre Buzău. Al doilea autoturism era condus de un buzoian de 21 de ani pe DN2 pe direcția Buzău către Ploiești. Primul șofer era singur în mașină, în timp ce în celălalt autoturism se aflau 4 persoane. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.